Stimați telespectatori, bună ziua și bine v-am regăsit la o altă ediție a emisiunii. Pentru că noi ne-am propus în cadrul emisiunilor să promovăm și tinerii talentați, le dăm această ocazie de a se face cunoscuți dumneavoastră prin intermediul televiziunii. Tinerii care iubesc cântecul și muzica populară, cei care vor fi mesagerii cântecului popular de acum încolo, cei care vor duce mai departe acest tezaur frumos al muzicii populare, al obiceiurilor, tradițiilor, a ceea ce este mai frumos, muzica și cântecul. Și pentru că ne dorim să promovăm tinerii interpreți, iată că în ediția de astăzi a emisiunii am invitat o tânără interpretă, o moldoveancă, tocmai din Târgu Neamț, special pentru dumneavoastră să o cunoașteți și să vedeți câți copii frumoși și talentați avem care îmbrățișează cu drag muzica populară. Evelina Botnar, bună ziua și bine ai venit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Noi vrem astăzi să ne spui tu povestea ta a cântecului. De la câți ani ai început să cânți? De la 8 ani. De la 8 anișori. Pentru că acum tu câți ani ai? 10. Deci de 2 ani cochetezi așa frumos cu muzica populară și din câte am înțeles, nu numai. Da, cânt și muzică ușoară. Și muzică ușoară. Și cum reușești așa să te împaci cu ambele genuri muzicale? Prin efortul pe care îl fac. Ai profesor coordonator și la muzica ușoară, da? Da. Pentru că hai să ne lăudăm așa puțin că la muzica populară lucrăm împreună, da? Da. Până în prezent, tu câte cântecele ai în repertoriul tău? Două. Două frumoase care îți aparțin, da? Da. Dar mai ai altele două pe care le cânți cu drag, bineînțeles, cu permisiunea interpreților care ți-au dat voie, da? Să le cânți. Da. La joc s-o scot, lângă uscă car bătrân, hangul fugul de să-l țin. Dragă mi lumea să văd, să că la joc s-o scot, lângă uscă car bătrân, hangul fugul de să-l țin. Tropă ieșe dată strâng, uite, uite așa, așa ca la pipiric, hai da, tot așa. Topi loc și văd, iată, uite, uite așa, când am dat bagăurite, hai da, și tot așa, măi! Sunt mai satul de jucat, ochii în cuța m-ncălțat, din chelii de caprior, să pot juca mai ușor. Sunt mai satul de jucat, ochii în cuța m-ncălțat, din chelii de caprior, să pot juca mai ușor. Oi tropăi și oi străga, uite, uite așa, ca la pipiric așa, hai da, tot așa, ca la pipiric mai badi, uite, uite așa, cât are bine nișadi, hai da, și tot așa, măi! I se jucă-i joc de dar, e jocul nemțănilor, de la Bistrița în jos, și-mi place că e frumos. I se jucă-i joc de dar, e jocul nemțănilor, de la Bistrița în jos, și-mi place că e frumos. Tropă ieșând dată strâng, uite, uite așa, așa ca la pipiric, hai da, tot așa. Unde au cântând o scripcă, uite, uite așa, nu mă oprește nimic, hai da, și-a tot așa, măi! Bate vântul de flacăi, când în joc să prind cu noi, poartă penii de cocoș, la pălărie făloș. Bate vântul de flacăi, când în joc să prind cu noi, poartă penii de cocoș, la pălărie făloș. Cu ei tropă ieși strâng, uite, uite așa, așa ca la pipiric, hai da, tot așa. Și mă mânca tot așa, uite, uite așa, țărănească tropă ea, hai da, și tot așa, măi! Vista jocă-i de la neamț, hai și voi ca să-l jucați. E fudul și boieresc și eu tari-l îndrăgesc. Vista jocă-i de la neamț, hai și voi ca să-l jucați. E fudul și boieresc și eu tari-l îndrăgesc. Cu ei tropăie și strâng, uite, uite așa, așa ca la pipiric, hai da, tot
sunt așa, că la tâlpea foc și jar. Ca nemța, ca ea, ca sar, cu pașa. Pe lângă muzică, mai ai și o altă plăcere, un alt hobby? Da. Cum ar fi? Pictura. Sportul. Și pictura, nu e așa? Da. Și moștenești pe cineva în ale cântecului sau cineva din familie de la tine a dansat, a cântat, a făcut sport? Nu. Cum a fost pentru tine prima dată când ai participat la concurs? A fost foarte greu pentru că eram foarte emoționată. Îți mai amintești care a fost concursul respectiv? Nu. Dar ce premiu ai luat acolo? Da, am luat primul 2. Până în prezent, în acești 2 ani, la câte concursuri a participat Evelina Bodnar? La 25. 25? Așa de multe! Și cu câte premii te lauzi tu așa? Cam câte la număr, plus minus? 10. Și cel mai important care ar fi? Trofeul categoriei. Acest concurs unde populară. A fost? La muzică populară. La muzică populară și unde a fost? La Cumorile Neamțului din Piatra Neamț. Busuioc, astăzi am ieșit la joc, cu tot satul la un loc, ia ca așa, așa, așa. Am că mersi și ca prințe și la joc, în sărnicuță, în chiușoarea, mochinguță, ia ca așa, așa, așa. Binișor știu a juca, ia ca așa, așa, așa. Și frumos știu a cânta, ia ca așa, așa, așa. Binișor știu a juca, ia ca așa, așa, așa. Și frumos știu a cânta, ia ca așa, așa, așa. Și astăzi am ieșit la joc, cu tot satul la un loc. Când au trompeta-n sat, repede m-am îmbrăcat și de-i tăti am uitat, ia ca așa, așa, așa. Și când își e porili, sârbili, bătutili, nu mai stau chișoarili, ia ca așa, așa, așa. Vine și bădița meu, ia ca așa, așa, așa. Nu-i ca el în sat flăcău, ia ca așa, așa, așa. Vine și bădița meu, ia ca așa, așa, așa. Nu-i ca el în sat flăcău, ia ca așa, așa, așa. Mă, bătii ușurel, Doamne, dragă-mi de el! Mândră-s, Doamne, și mă țin, și la toată lumea spun, că-s de neam frumos și bun, ia ca așa, așa, așa. La horeu știu a juca, la lucru știu a lucra, nu mă înțe și nimeni, ia ca așa, așa, așa. Asta-s eu dacă va plea și ia ca așa, așa, așa. Alta mama nu mai fac și ia ca așa, așa, așa. Asta-s eu dacă va plea și ia ca așa, așa, așa. Alta mama nu mai fac și ia ca așa, așa, așa. Asta-s eu și nu mă schimb, bat cu talpa la pământ și cât-o fi horili, din la elii noi lipsă, ia ca așa, 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 măi. La școală ești în clasa? A treia. A treia. Și cum te văd pe tine colegii de la școală, așa o mică, mare artistă printre ei? Da, uneori. Dar domnii învățători sau doamna învățătoare, cei de la școală? Da, și ei mă văd. Bănuiesc că ți sunt aproape și te susțin atunci când ai nevoie să te învoiești, să pleci, da, la filmări, la concursuri, spectacole și așa mai departe, nu? Mai ai frați în familie care cântă? Nu. Dar câți frățiori mai sunt? Mai am o surioară. Mai mică? Da. Și nu înveți și pe ea să cânte? Nu. Să o aduci aici alături de tine? Nu-i frate. Care a fost primul cântecel pe care l-ai cântat tu și care ți-a adus un premiu? Hai le juc mai Nicolai. Așa. Și ți-a adus și premiu? Da. Trebuie să te întreb mereu, spune-ne tu, care premiu? Premiul întâi. Premiul întâi.
Evelina, dar vreau să ne zici așa, când ai început tu să cânti și să participi la spectacole, la concursuri, ce au spus părinții tăi? Că nu credeau că o să ajung foarte departe, dar am ajuns. Destul de mulțumitor pentru anișorii pe care îi ai pentru tine, nu? Aici da. Unde ai ajuns, mă refer. Dar ce îți dorești tu pentru viitor? Ai așa planuri mai... Da, vreau să devin o artistă foarte cunoscută. Cât de cunoscută? Foarte. Foarte cunoscută, da? Da. Eu îți urez să fie exact așa cum spui tu. Mulțumesc. Și să dea Dumnezeu să-ți aleagă așa un loc al tău anume, cunoscut, îndrăgit și cu mulți fani, da? Da. Pentru orice interpret contează foarte mult și lucrul ăsta. La școală, cum e la școală? Foarte frumos. Cu materia, cum te împaci? Și cu cântatul, și cu orele de pregătire, și foarte cu temele bine. Acasă? Foarte bine. Asta-i horă bătrânească, măi, și ne-o știi să pornească, măi, măi. Stânga unul, dreapta doi, ca-și-ai hora pe la noi, măi, șam, deri-deri-deram. Asta-i horă bătrânească, măi, și ne-o știi să pornească, măi, măi. Stânga unul, dreapta doi, ca-și-ai hora pe la noi, măi, șam, deri-deri-deram. Și moldovianului îi place să bea vin și-apoi să joace. Când ajungi vino aici, să răzbună pe ochiși. Uite așa, ia ca așa. Da și nici dacă și doi neștii, frumoasă viață trăiești. Am să chinui și am să cânt, noi trai pe pământ. Hura mea-i moldovinească, măi, și ne-o știi să trăiască, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, ca-și-ai hura pe la noi, măi, șam, deri-deri-deram. Hura mea-i moldovinească, măi, și ne-o știi să trăiască, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, ca-și-ai hora pe la noi, măi, șam, deri-deri-deram. Și-o vin copzarii lângă mine, ca să ascult hora mai bine. Uite la Lelea Catrina, cum joacă bătoar vina. Uite așa, ia ca-așa. Da, Moș Costache din strâmtură, joacă baba matatură. Și-o ține babă fusta ghine, și-o te învârtește cu mine. Hai, Catrină, și-le arată, măi, cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, ca-și-ai hura pe la noi, măi, șam, deri-deri-deram. Hai, Catrină, și-le arată, măi, cum jucai când erai fată, doi, ca-și-ai hura pe la noi, măi, șam, deri-deri-deram. Și-o foaie verde, papușoi, ia să ne vârtim și noi, măi. Stânga unu, dreapta doi, ca-și-ai hura pe la noi, măi, hop-hop și-așa, măi.
odată ești în viață. Parcă ieri eram micuț, mi-i jucam pe drum disculț. Obosâți vineam acasă, mama ni lua în brață, ni spăla, ni îngrija. Doamne, bine mai era frumoasă copilărie, tare dorul mie de tine. Garduri mai săream, sara vineau veșinii să-ți vădeau cu părinți. Multe pozni mai fășeam, de părinți ne ascundeam. Fugeam iute la buniș, fășeam pozni și aici. Bunica turtini, da, moșul povești ne spunea. Frumoasă copilărie, tare dorul mie de tine. Bine mai era odată, când eram cu ochii acasă, tătă ziua ne juca. Nici o grijă nu aveam, aveau grijă părinții să ne facă bucurii. Fășeau și ei cum puteau, de Crăciun daruri aveam. De Paști hăinuți noi purtam și la miruit mergeam. Frumoasă copilărie, tare dorul mie de tine. Și-n-aș da să-ntorc anii, să fiu iar fetița mamii. Anii trec, nu bagi de seamă, și uite c-am ajuns eu, mamă. Azi să joacă ai mei copii și îmi aduc bucurii. Faina-i fost copilării, mi-amintesc cu drag de tine. Doamne, multe am mai făcut, faine-o fost, dar o trecut. Frumoasă copilărie, tare dorul mie de tine. Mulți ar vrea să te mai aibă, dar odată ești în viață. Frumoasă copilărie, tare dorul mie de tine. Evelina, după toată această poveste frumoasă, eu aș zice că ar trebui să le dăruim telespectatorilor și un cadou muzical, câteva cântece din repertoriul tău. Astăzi vei cânta două piese care îți aparțin ție. Da. Și altele două pe care le-ai primit cadou, să spunem așa, da? Dragii mei, o ascultăm pe Evelina Bodnar, o tânără interpretă care reprezintă zona Neamțului, zona Moldovei. Și ca șobănașule, și-mi cântă din fluierat.
Bye.